Din 1998, de la privatizare și până în prezent, Steaua Electrică Fiene a reușit să strângă datorii la bugetul consolidat în valoare de 42.376.000 de lei. Prin urmare, Direcția Generală a Finanțelor Publice Dâmbovița a încercat prin toate metodele să adune creanțele. Au avut peste 120 de procese, majoritatea urmate de contestații de executare sau contestații ale actelor de control. Pentru că rezultatele au tot întârziat să apară, s-a trecut la licitație. Și peste 1.800 de obiective și produse au fost scoase la licitație. Lista cu 1856 de obiective și produse care se scol la licitație. De ce am început acest lucru? Pentru că Steaua Electrică Fiene, din 1998 de la privatizare și până astăzi, a reușit să strângă la bugetul consolidat, și mă refer la RON, la suma de 42.376.141 lei. Licitație publică pentru evaluarea bunurilor. Au câștigat două societăți din sistemul SEAP, două societăți din județul Brașov, s-a făcut licitația, am plătit 70.000 de RON aceste evaluări. S-a dat anunțul și astăzi așteptăm să facem vânzarea la licitație. Vreau să vă spun că sunt ofertanți, însă singura problemă care o consider eu că este majoră, nu știm dacă ne va permite să intrăm în unitate și să desfășurăm licitația.